Vine o femeie disperată la psihiatru și zice: Doctore, încă de azi dimineață soțul meu este convins că este un cal. Nu te îngrijora, doamnă. Soțul tău este jocheu și probabil că este o boală profesională. Îl poți aduce la mine. În următoarele 2 ore voi fi încă la cabinet. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult, spuse femeia ușurată. Să știți că ajungem în câteva minute. Pun șaua pe el și venim la galop. Un cuplu de tineri căsătoriți aveau un câine rău. Se hotărăsc să scape de el. Soțul ia câinele, se urcă în mașină și îl duce la câteva străzi distanță, lăsându-l acolo. Se întoarce soțul acasă și peste 2 ore apare și câinele la ușă. A doua zi, se urcă în mașină, ia câinele și îl duce în alt cartier. Se întoarce acasă, iar peste 2 ore apare câinele la ușă. A treia zi, ia ăsta câinele, îl bagă în mașină, dă ture prin oraș, o ia pe tot felul de străzi, se învârte, lasă câinele, se urcă în mașină și pleacă. După 2 ore, sună telefonul acasă, iar soția răspunde: Draga mea, s-a întors câinele acasă? Da, dragul meu, s-a întors. Dă-mi-l, te rog, la telefon, că m-am rătăcit. Un bărbat sună la un doctor veterinar. Domnule doctor, știți, către dumneavoastră se îndreaptă chiar acum soacra mea cu un câine bătrân. Vă rog frumos, faceți-i o injecție cu cea mai otrăvitoare substanță pe care o aveți, ca să nu se mai chinuie, să moară repede. Doctorul îl întrebă: Bine, dar câinele știe cum să ajungă acasă? Animalele îi pun întrebări lui Dumnezeu. Întreabă primul elefantul: Doamne, eu de ce am pielea așa groasă? Ca să te apere de toate. De exemplu, nici țânțarul nu te poate pișca. Întreabă și girafa: Dar, Doamne, eu de ce am gâtul așa de lung? Ca să ajungi la frunzele care se află la mare înălțime. Găina nervoasă zice: Nici nu încerca să-mi explici, Doamne. Ori faci oul ăla mai mic, ori îmi faci gaura mai mare. Scufița roșie mergea spre bunica ei. Este prinsă și violată de lupul cel rău. Acesta o întreabă: Iar acum ce să-i spui bunicii tale? Că m-am întâlnit cu tine și m-ai violat de 4 ori. De 4 ori? Se miră lupul. Da, zise scufița. Sau te grăbești? Ce are motanul tău, dragă? Toată după amiaza a alergat de pe un acoperiș pe altul. Doar n-a nebunit. Nu, draga mea, cum să fie nebunit? Azi dimineață l-am castrat, iar acum umblă să-și contramandeze întâlnirile. O femeie în vârstă, ținând de lesă un cățel, se apropie de trecerea de cale ferată și îl întreabă pe cantonier: La ce oră vine trenul dinspre Mizil? La 10 și 30 de minute. Și cel dinspre Ploiești? Dacă circulă normal, la 11. Dar acum cât o fi ceasul? E 9 și un sfert. Hai, bubi, putem să traversăm. 3 lilieci stăteau într-o peșteră. Unul dintre ei își ia zborul, se aud niște sunete ciudate și se întoarce plin de sânge. Ce ai făcut? Îl întreabă ceilalți doi. Vedeți voi pe dealul ăla o turmă de oi? Le-am sub sângele. Al doilea își ia zborul, se aud urlete și se întoarce și mai plin de sânge. Ce ai făcut? Îl întreabă ceilalți doi. Vedeți voi peste dealurile alea o turmă de vaci? Le-am sub sângele. Al treilea liliac își ia zborul și se întoarce plin de sânge pe tot corpul. Ce ai pățit? Îl întreabă ceilalți doi. Vedeți voi clopotul din biserica asta din față? Da, îl vedem. E, eu nu l-am văzut. Două blonde la examen. Fată, ce răspuns ai dat la întrebarea de la punctul 3? N-am scris nimic, fată. Aoleu, nici eu. Ne-am dat naiba, fată. O să creadă proful că am copiat una de la alta.
un țăran într-o căruță plină ochi, cu un singur măgar amărât cu ochelari de cal, care nu se urnea deloc, striga frenetic: "Dii, Murgule! Dii, Surule! Dii, Florică! Dii, Maricica!" Un bărbat se uită la el și îl întreabă dacă a uitat cumva cum se numește măgarul, iar țăranul spuse: "Știu foarte bine cum îl cheamă, dar vreau să-i dau impresia că nu lucrează singur." Moare țiganul bătrân, iar fiul său se duce să ia un sicriu. "Vreau un coșciuc pentru tata, mâncat să-și da, fii atent. Îl mai frumos pe care-l ai aici." "Avem din lemn de nuc la 5.000 de lei." "Da, unul mai ieftin n-ai mâncat să-și." "Avem din lemn de fag la 3.000 de lei." "Da, cel mai ieftin la cât e?" "Avem din lemn de brat la 1.000 de lei." "Auzi, hai că-l aduc aici pe tata să-i pui 4 mânere." Un om care se plimba pe stradă vede un cortegiu cel puțin ciudat. După Dric urma un tip, un câine fioros și la mare distanță vreo 50 de oameni. Omul se apropie de tipul din spatele Dricului și îl întrebă: "Cine a murit?" "Soacră mea," răspunse tipul. "A mușcat-o câinele ăsta." "Nu mi-l împrumut și mie?" "Cum să nu? Așează-te la coadă." Soțul și soția pleacă în vacanță la Ierusalim. Având un accident, soția moare. Ghidul, fiind amabil, îi explică soțului posibilitățile pentru înmormântarea soției. V-ar costa 5.000 de dolari să o trimiteți acasă pe un vapor. Sau o puteți înmormânta aici pentru 150 de dolari. "Cred că o să aleg prima variantă," răspunse soțul. "De ce? Doar puteți să-i faceți o ceremonie frumoasă și aici, și este și mult mai ieftin." "Acesta este locul unde un om a murit, l-a îngropat și după 3 zile a înviat. Nu vreau să risc." "Alo? Da? Bună ziua! Institutul Internațional de Astrofizică, Spectroscopie Nucleară, Prospecțiuni Intergalactice, Studiul Coasarilor și Determinarea Universurilor Ciclice cu Structură Stratosferică Diferențială Aplicată Monotoroidal?" "Da, stimate domn, noi suntem." "Cu Gogu de la poartă, vă rog." Azi dimineață mă așez într-un leibuz lângă un bătrân care mă tot lovea cu cotul. "Ce tot aveți, domnule, cu cotul ăla?" îl întreb. "E un vechi traumatism, e ca un tic nervos. Îl am din război." Mă mut de lângă el pentru că nu mai suportam și mă nimeresc lângă un bătrân care mă lovea cu genunchiul de data asta. "De ce tot dați, domnule, din genunchi?" întreb răstit. "E un traumatism, e ca un tic nervos. Îl am din război." Așadar, mă mut din nou și nimeresc lângă un alt bătrân care scutura violent din mână. "Îl aveți din război?" întreb exasperat. "Nu, l-am scos din nas, dar nu mi se dezlipește." Un ungur rămâne blocat într-un lift din Cluj. Apasă butonul pentru a lua legătura cu dispecerul și aude: "Pentru limba română tastați 1, pentru limba maghiară tastați 2. Se gândește el puțin, apasă 2 și aude: "Ce e, Bozgore, te-ai blocat în lift?" Brainstorming la poliția rutieră. "Stimați colegi, fondurile din amenzi au scăzut drastic, așa că, la treabă, dați amendă pentru orice." Polițistul stătea în mijlocul străzii așteptând victima. Apare un jeep. "Aha, ăsta sigur are bani." Îl controlează, dar toate actele erau în regulă. Mașina nu avea nimic, șoferul nu era băut. "Mă, nu pot să-l las pe ăsta să plece așa." "Domnule șofer, am o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți pe șosea,
noaptea și din față se apropie o lumină. Ce credeți că e? O motocicletă, domnul polițist. Răspuns evaziv. Poate să fie o Honda, poate să fie o Yamaha. Amendă. Domnule șofer, mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți pe șosea, noaptea, și din față se apropie două luminițe. Ce să fie? O mașină, domnul polițist. Răspuns evaziv. Poate să fie o Dacia, poate să fie un Mercedes. Amendă. Domnule polițist, pot să vă pun și eu o întrebare? Cum stați dumneavoastră așa în post, noaptea? Vedeți că trece stradă o femeie, cu fustă scurtă, tocuri, țigara în mână, mâna pe șold, machiată ca dracu. Cine credeți că e? Hai, domne, o curvă, normal. Răspuns evaziv. Poate să fie măta, poate să fie nevastă-ta. Un polițist mergea pe drum când la un moment dat vede un băiat care transporta un curcan sălbatic sub braț. El l-a oprit și l-a întrebat pe băiat. De unde ai luat curcanul ăsta? Ce curcan? Curcanul pe care îl ții sub braț. Băiatul se uită în jos și răspunse. Ia uite, un curcan sub brațul meu. Polițistul a spus. Uite, sezonul de curcan este închis, astfel încât orice ai face curcanului, am de gând să-ți fac la fel și ție. Dacă îi rupi un picior, îți voi rupe și eu unul. Dacă îi rupi aripa, îți voi rupe brațul. Orice ai face cu el, voi face la fel cu tine. Deci, ce vei face tu acum cu curcanul? Băiețelul a răspuns. Cred că îl voi pupa în fund și apoi am să-i dau drumul. Un tip care se deplasa cu autoturismul este oprit pentru viteză. Domnule polițist, pot să vă explic, nu explici nimic. Hai la secție. Domnule, dar este o situație, nu vreau să aud. Hai la secție. Ajung la secție, tipul tot încearcă să-i zică ceva, dar polițistul nu îl lasă. Îl bagă într-o celulă și îi spune. Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem noi ce facem. Apropo de asta, băi, taci. Nu avem ce discuta. După o vreme, vine din nou polițistul și zice: oricum ai noroc, că domnul ofițer o să vină bine dispus. E plecat la nunta fiicei sale. Domnule polițist, eu mă îndoiesc că va fi bine dispus când se va întoarce. De ce? Pentru că eu sunt ginerele. Un polițist dirija circulația într-o intersecție. La stop se oprește o mașină roșie. Chiar înainte de a se schimba culoarea semaforului, șoferul dă repede geamul în jos și strigă la polițist. Impotentule! După care demarează în trombă, polițistul rămânând în urmă fără să fi avut măcar prilejul de a-i fi luat numărul. A doua zi, aceluiași polițist, în aceeași intersecție, îi se strigă din aceeași mașină roșie. Impotentule! După program, polițistul se duce acasă, obosit și tracasat, cu sentimentul cert că i-a scăzut randamentul din cauza infractorului din mașina roșie. Plângându-i se soției, aceasta încearcă să-l calmeze. Ei, îți pui mintea și tu cu toți nebunii. Data viitoare, fă-te că nici nu-l auzi. Nu-i da satisfacție. Vei vedea că se va plictisi repede. A treia zi, în aceeași intersecție, polițistul observă cu coada ochiului mașina roșie al cărei șofer îl insultase. Scrâșnind din dinți, își zise ca pentru sine. N-am să-i dau satisfacție porcului de data asta. Mă fac că nici nu-l văd și nici nu-l aud. Chiar înainte să se schimbe culoarea semaforului, șoferul mașinii roșii îi strigă. Părăciosule! Pe o șosea națională, un bătrânel își ducea spre casă niște lemne într-o căruță trasă de doi măgari. O patrulă a poliției rutiere trece pe lângă el și ca să se distreze, pornesc sirena chiar când erau în dreptul măgarilor. Ăștia se sperie și intră cu căruța în șanț. Se dă jos bătrânelul și încearcă din răsputeri să scoată căruța din șanț. Polițiștii se opriră să vadă ce va face omul și începură să facă mișto de el. După o jumătate de oră, văzând că nu poate nici cum ieși din șanț, se hotărâră să dea și ei o mână de ajutor. Puseră umărul și, voinici cum sunt,
din două mișcări puseră din nou căruța pe drum, după care bătrânelul zise: "Vă mulțumesc, dragii mei, că numai cu doi măgari nu cred că mă puteam descurca." Într-o zi, un polițist găsește un pinguin plimbându-se pe trotuar. Neștiind ce să facă, îl duce la șeful lui. "Șeful, am găsit un pinguin. Ce să fac cu el?" Șeful, nervos, răspunde: "Du-l la grădina zoologică, deșteptule." "Bine, șeful, am înțeles." Mai târziu, șeful iese împreună cu partenera lui să ia cina în oraș. Întâmplător, îl vede pe polițist cu pinguinul de mână, plimbându-se fericit. "Bă, prostule, nu ți-am spus să duci pinguinul la zoo?" Polițistul răspunse: "L-am dus, șeful. Acum îl duc la cinematograf." Un șofer gonea cu 150 de km pe oră. Vede girofarul unei mașini de poliție în oglindă și accelerează. După o vreme, vede că nu poate scăpa de polițist și trage pe dreapta. Polițistul îi spune: "Am avut o zi groaznică și vreau să ajung acasă, dar mi-a plăcut urmărirea, așa că zi-mi o scuză bună și te las să pleci." Omul zise: "Acum 3 săptămâni, nevastă mea a fugit cu un polițist. Când te-am văzut în spate, am crezut că vrei să mi-o aduci înapoi." Un polițist este operat pe creier. După 4 ore de la începerea operației, iese din sala de operație chirurgul, transpirat, și se întâlnește cu un coleg. Colegul îl întreabă: "Ce s-a întâmplat?" "Ei, am operat pe creier un polițist." "Și ce probleme au fost?" "Păi, după ce am desfăcut cutia craniană, am văzut că are un fir în loc de creier." "Și ce ai făcut?" "Am stat, m-am gândit ore în șir ce să fac și până la urmă am luat foarfeca și am tăiat firul." "Și ce s-a întâmplat?" "I-au căzut urechile." Doi polițiști patrulau prin cartierul inginerului Ionescu. Domnul inginer iese cu gunoiul pe la miezul nopții. Un polițist zice: "Ghiță, uite un spion." "Nu, bă, e unul cu gunoiul." "Bă, e spion, eu mă duc să-i cer actele." Se duce organul la domnul inginer și zice: "Actele dumneavoastră, vă rog." "Ce acte, domnule, am ieșit cu gunoiul?" "Ești spion, mergi la secție." "Domnule, sunt inginerul Ionescu, stau în blocul ăsta la apartamentul 8. "Ghiță, ia du-te tu la asociație și verifică." Se duce Ghiță și vine fuga înapoi. "Nu locuiește niciun inginer Ionescu la apartamentul 8. Merg ei la secție, domnul inginer tot face gălăgie că stă la apartamentul 8, iar plutonierul îl mai trimite odată pe Ghiță la asociație să verifice. Dar același rezultat: niciun inginer Ionescu la apartamentul 8. A doua zi, de dimineață, apare șeful poliției, vecin de scară cu inginerul Ionescu. Aude povestea și le liberează pe inginer. Acesta merge supărat direct la asociație. Administratorul nici nu-l lasă să deschidă gura și zice: "Domnule Ionescu, aveți probleme? V-a căutat poliția de 2 ori, dar le-am spus că nu stați aici." O bătrânică reclamă la poliție un viol. "Și cum zici, maică, ia zi, e? Cum a fost?" "Apoi, era noapte, întuneric. Oprește o mașină lângă mine, coboară unul, mă izbește pe capotă și mi-o trage pe la spate." "Și, mătușică, nu ai văzut fața?" "Da, păi, n-am apucat." "Dar vreun semn particular la vreo mână, ceva, un tatuaj?" "N-am văzut, maică, pe bezna aia." "Maică, ce culoare avea mașina?" "Păi, ce să zic, era închisă, dar pe întuneric și fără ochelari." "Dar numărul?" "A, numărul a fost bun, ce să zic." Ia foc o casă de țigani. Parpanghel o întreabă pe piranda lui: "Fă, parcă miroasă zahăr ars." "Păi n-avea măta diabet." Un țigan prinde peștișorul de aur. Acesta îi spune țiganului:
Dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc 3 dorințe. Cum adică mâncațaș? Păi uite, de exemplu, ieri m-a prins unul și a vrut 1 milion de euro. Tu ce dorință ai? Adresa ăluia mâncațaș. Două țigănci din România cerșesc în centrul Parisului. Una, mai bătrână, cere în românește, cealaltă, o tinerică, o rupe pe franceză. Donne-moi quelque chose, s'il vous plaît! La un moment dat, cea bătrână îi spune celei tinere. Fă, șterge-te, dracu, la gură că te-ai murdărit de franceză! O țigancă se hotărăște să se ducă la ginecolog. Doctorul se strâmbă puțin și zise: data viitoare când mai vii, spală-te și tu la vagin. Țiganca iese, se scărpină în cap și după vreo 5 minute se întoarce. Domnul doctor, dar dacă n-am vagin, pot să mă spăl la lighean? Doi țigani găinari l-a furat prin sat. După ce fură o găină, stabilesc să meargă la marginea satului, să o mănânce. Unul dintre ei zice: mou, acu cu ce tăie găina mâncațaș, că nu avem cuțit. Atunci celălalt îi răspunde: auzi, tu jumulește găina, că eu mă duc să fur un cuțit. În timp ce primul țigan jumulește găina, când mai avea vreo 2-3 pene, apare o patrulă de poliție. Țiganul se sperie și aruncă găina în apă. Un polițist, ajuns lângă țigan, îl întreabă: ce faci, mă, țigane, aici? Pă, ce să fac cu pațaș cozorocul matale? Doamna face baie și eu îi păzesc hainele. Într-o noapte, țiganca îl trezește pe țigan disperată. Parpanghele, scoală repede, iete o ploșniță pe perete. Și ce ai vrea fost să avem pe perete? Picasso? Un țigan povestește: ieri, mergând pe stradă, am văzut 3 țigani care au atacat o babă. Și ce ai făcut? Clar, am intervenit. Și ce s-a întâmplat? Eram deja 4. Baba n-a mai avut nicio șansă. Eu, când beau, capăt atâta curaj încât nu mi-e frică de nimeni. Nici măcar de nevastă ta? Încă n-am băut niciodată atât de mult. Este miezul nopții, iar un bețiv merge legănându-se pe stradă și cântând, sprijinindu-se din gard în gard. Îl oprește un polițist, îi cere actele la control și îl întreabă unde merge. Mă duc la o conferință despre efectele nocive ale alcoolului asupra sănătății și asupra riscului ridicat al bețivilor de a deveni niște ratați. Păi, omule, tu ești nebun? Cine ține o astfel de conferință la 12 noaptea? Nevastă mea și soacră mea. Este întuneric. Gonești cu mașina cu o viteză constantă. În stânga ta este o prăpastie. În dreapta ta, paralel cu tine, merge o autospecială de pompieri cu aceeași viteză ca și tine. În fața ta galopează un elefant la fel de repede, care este mai mare decât mașina ta și nu poți să-l depășești. În spatele tău este un elicopter care te urmărește zburând foarte aproape de sol. Elefantul și elicopterul își mențin viteza. Ce faci
ca să scap din această situație? Răspunsul este foarte simplu. Te dai jos din carusel și altădată nu mai bei ca porcul. Doi bețivi pleacă de la cârciumă spre casă. Pe drum, unul se ținea de gard, iar altul mergea târâș. Bețivul care se ține de gard îi zice celuilalt. Băi, porcule, așa ai ajuns? Să bei până nu mai poți să mergi? La care celălalt îi spune. Lasă, încă vedem noi ce faci tu când se termină gardul. Doctorul îi spune pacientului. Am impresia că îți cam place să bei. Domnule doctor, asta cam așa e. Beau zilnic o litră de coniac și am început chiar să văd șoareci albi. Domnule, trebuie să renunți neapărat la băutură. Pacientul îi răspunse. N-ar fi mai bine, domnule doctor, să-mi iau o pisică? Trei bețivi stăteau de vorbă la un pahar. Eu când mă duc acasă, îmi bat nevasta și copiii. Cel de-al doilea bețiv zise. Eu când mă duc acasă, bat tot cartierul. Cel de-al treilea zise și el. Eu când mă duc acasă, bat pe la toate ușile. Soțul se întoarce foarte târziu acasă de la o berică și încearcă să se bage în pat fără să-și trezească nevasta. Soția îl întreabă. Ai venit, prăpăditule, cât e ceasul? E 10, mamă, e 10. Nu să fie, mă, 10 dacă eu am auzit pendula bătând 1. Păi și ce vrei, mă, mamă, să bată și 0? Intră un tip într-un bar și vede în spatele teșghele un borcan plin ochi cu bancnote de 50 de euro. Evaluează din ochi suma care se afla în borcan și, curios, îl întreabă pe barman. Care e treaba cu borcanul ăsta? Păi, hai să spun pe scurt. Dacă pui o bancnotă de 50 de euro și treci 3 teste, toți banii din borcan pot fi ai tăi. Care sunt cele 3 teste? Regula este să le afli după ce pui bancnota de 50 în borcan. Îi dă omul nostru barmanului o bancnotă de 50 de euro, acesta o pune în borcan și îi spune. Treaba merge cam așa. Prima dată trebuie să bei, dintr-o dată, o sticlă întreagă de palincă. Apoi, să mergi în spatele barului, în curte, unde avem un pitbull pe care îl doare tare rău o măsea. Tu, cu mâinile goale, trebuie să-i o scoți. Ultimul test este cu o babă de vreo 90 de ani. Locuiește deasupra barului și niciodată, în viața ei, nu a avut orgasm. E, tu trebuie să o ajuți la capitolul ăsta. Știu că am dat bancnota de 50, dar nu fac testele. Trebuie să fii nebun să bei o sticlă de palincă și apoi să mai execuți și testele următoare. Este alegerea ta, dar banii rămân în borcan, zise barmanul. După ce bău câteva pahare, omul nostru prinse curaj. Ia dă sticla aia de palincă încoace! Barmanul îi dădu sticla. Omul, cu ambele mâini pe ea, o golește fără să se strâmbe. Apoi, împiedicându-se, își face drum cu greu către curtea din spate, de unde, foarte curând, se aud zgomotele unei lupte crâncene. După un timp, se așterne o liniște deplină și fix când restul clienților și barmanul credeau că omul nostru a murit, intră pe ușă, mușcat, zgâriat, cu cămașa franjuri și se îndreaptă spre bar, iar spre stupefacția asistenței începu să strige. Acum, unde zici, bă, că e baba aia pe care o durea măseaua? Doi bețivi stau de vorbă într-un bar. Unul dintre ei zice. Băi, de 2 săptămâni, nevastă mea mă tot dă afară din casă când vin beat. Ce să fac? Băi, te învăț eu. Când ajungi în fața ușii, te dezbraci. Și ea nu poate să te lase afară. Și o să zică vecinii. Așa o să fac. După 4 zile se întâlnesc în bar și ce credeți că zice bețivul? Băi, am făcut cum ai zis tu, mă. Așa, și? Am ajuns în fața ușii, m-am dezbrăcat, s-a deschis ușa, am intrat și am auzit.
Urmează stația Piața Sudului cu peronul pe partea dreaptă. Înainte de operație, dentistul îl întreabă pe pacient. Vrei să-ți dau puțin heliu? De ce, domnule doctor, anihilează cumva durerea? A, nu, dar o să ne amuzăm teribil când o să țipi. Vine un om la doctor cu un cui înfipt în cap. Doctorul îi spune: dacă ai 100 de euro, scot cuiul, te cos și ești ca nou. Nu am, domnule doctor, atâția bani. Bine, cu 50 de euro scot cuiul, te dau cu iod și îți trece rana în vreo 3 săptămâni. Nu am, domnule doctor, atâția bani. Dar ce ai, mă, omule? Păi eu sunt asigurat la casa de sănătate, domnule doctor. Bă, băiatule, cu ce acoperă asigurarea ta, poți să îndoi cuiul ca să nu te încurce când îți pui căciula. 5 chirurgi discută despre care pacienți sunt cei mai buni de operat. Primul chirurg zice: îmi place să am contabili pe masa mea de operații, pentru că atunci când îi tai, totul înăuntru este numărat. Cel de-al doilea zise: da, dar se vezi pe electricieni? Totul în interiorul lor este codificat pe culori. Cel de-al treilea chirurg zise și el: eu sunt convins că bibliotecarii sunt cei mai buni. Totul înăuntru lor este în ordine alfabetică. Intervine și cel de-al patrulea chirurg: știți, mie îmi plac muncitorii din construcții. Ăștia întotdeauna înțeleg când îți mai rămâne câte ceva în plus la sfârșit și când lucrarea durează mai mult decât ai spus că va dura la început. Cel de-al cincelea chirurg le-a închis gura la toți: greșiți total! Politicienii sunt cei mai ușor de operat. Nu au sânge în vene, nu au inimă, nu au coloană vertebrală, iar capul și fundul sunt interschimbabile. O călugăriță se duce la doctor. Domnule doctor, nu pot scăpa de sughiț. Doctorul o consultă și îi spune: sunteți însărcinată. Călugărița se întoarce la mănăstire și povestește ce i-a zis doctorul. A doua zi, stareța se adresează doctorului: domnule doctor, de ce i-ați spus așa ceva călugăriței noastre? Ca să o sperii, doamnă, și ca să scape de sughiț. La care stareța îi spune: domnule doctor, cel care s-a speriat a fost episcopul. S-a aruncat de pe clopotniță. La un cabinet stomatologic, o femeie intră grăbită, se dezbracă, se așează pe scaun și își depărtează picioarele. Dentistul, uimit, îi spune: doamnă, cred că ați greșit ușa. La camera alăturată este ginecologia. Nu, nu, nu am greșit deloc. Tu ai pus proteza soțului meu, tu să-i o scoți. O femeie se duce la psihiatru și spune: doctore, trebuie să-i faci ceva soțului meu. Se crede frigider. Doamnă, eu unul nu mi-aș face griji în privința asta. Mulți oameni delirează inofensiv. O să-i treacă. Domnule doctor, nu înțelegeți. Doarme cu gura deschisă și luminița aia mă ține trează. O femeie de la țară tot venea la doctor cu genunchii juliți. După o vreme, doctorul o întreabă: doamnă, de ce vă tot juliți la genunchi? Pentru că fac sex în poziția capră. Păi și nu știți și altă poziție? Eu da, dar țapul meu nu știe. Un renumit chirurg plastician ia masa într-un restaurant select alături de un prieten. După vreo 10 minute, în restaurant, intră o domnișoară superbă. Se apropie de masa lor, îl sărută pe obraz pe chirurg și îi spune: dragul meu, m-ai transformat din rățușca cea urâtă într-o adevărată prințesă. Îți mulțumesc din suflet.
După ce femeia părăsește localul, prietenul, mirat, îl întreabă pe chirurg cine este superba domnișoară. Este mama. Wow, păi ai făcut o treabă grozavă, arată de milioane! După câteva minute, în restaurant își face apariția o altă doamnă, mult mai frumoasă. Se apropie de masa lor, îl sărută pe chirurg și îi spune: iubitule, liftingul facial și liposucția au făcut minuni, m-ai făcut să arăt cu 20 de ani mai tânără. Nu știu dacă voi putea să-ți mulțumesc vreodată. După ce și această doamnă a părăsit localul, chirurgul îi explică prietenului său că doamna respectivă este chiar soția lui. Dumnezeule, ești foarte priceput, arată ca un fotomodel! Nici nu apucă să-și ducă fraza la bun sfârșit că ușile restaurantului se deschid și o femeie superbă, mult mai frumoasă decât precedentele, cu un corp ce părea a fi sculptat de perfecțiunea lui Brâncuș, se apropie cu pași repezi de masa lor. Toți ochii din local erau acum îndreptați spre acel înger de femeie. Spre surprinderea tuturor, femeia îi dădu o palmă chirurgului și cu glasul ridicat îi zise: ticălosule, uite ce ai făcut din corpul meu, mi-ai distrus viața, cariera, sper că o să o sfârșești în iad! Toată lumea rămâne extrem de mirată de atitudinea frumoasei doamne, iar chirurgul zice: hai să nu mai vorbim despre asta, era tatăl meu. Se duce un tip la dentist. Domnule doctor, aș dori și eu o soluție de dizolvat dinții. Aveți? Domnule, toți vin aici să le pun dinți, numai dumneata vrei să scap de ei? De ce? Știți, eu mi-am înghițit proteza și de fiecare dată când mă șterg la fund, sunt mușcat de mână. Un tip cu un cuțit înfipt în spate se duce la un chirurg chiar cu 5 minute înainte ca acesta să închidă cabinetul. Vă rog, domnule doctor, scoateți-mi cuțitul din spate! Hai mă, ce naiba! Acum te-ai găsit și tu tocmai când să închid? Se mai roagă omul vreo 2-3 minute, iar medicul, nervos, se duce la el, îi scoate cuțitul din spate și îl înfige în ochi. Na, acum du-te la oftalmolog, că ăla are deschis până la 8! O doamnă se duce la medicul ginecolog, iar acesta începe să o consulte. La un moment dat, sună telefonul. Cu o mână introdusă în vaginul doamnei, iar cu cealaltă pe telefonul mobil, începe să poarte o discuție cu soția, gesticulând în același timp din mâna ocupată. Da, dragă, o iei prima la stânga, apoi faci sensul giratoriu, a doua la dreapta și apoi o ții tot înainte. Ai înțeles? Și apoi închide telefonul. Pacienta, cu fața roșie și transpirată toată, îi spune medicului: domnule doctor, vă supărați dacă vă rog să mai repetați încă o dată adresa, însă de data asta să faceți de 3 ori sensul giratoriu. Doctorul își sună un pacient și îi spune: am două vești pentru tine, una rea și una foarte rea. Cu care vrei să încep? Cu ce area, doctore? Au venit rezultatele de la laborator. Concluziile spuneau că peste 4 zile o să mori. Vai de mine! Și atunci care este vestea și mai rea decât aceasta? Păi de 4 zile vă caut și nu vă pot găsi. Doctore, sunt constipat de peste o săptămână. Nu mai știu ce să fac. Îmi vine să mă urc pe pereți. Ce puteți să-mi dați? Doctorul ia o cutiuță, un flacon mare, o linguriță și începe să întrebe, punând totodată praful din flacon în cutiuță. O să te rezolv rapid chiar acum când ajungi acasă. După ce ieși de la mine, cât mergi până la tramvai? Păi vreo 50 de metri, domnul doctor. Doctorul pune în cutiuță puțin praf. Și cu tramvaiul cam cât mergi? Vreo 7 stații. Doctorul mai pune o jumătate de linguriță și încă un pic. De la tramvai până acasă, de la scară câte trepte și câte etaje și de la lift până la ușă, câte broaște ai de descuiat, cât este până la toaletă. La fiecare răspuns, doctorul pune câte puțin sau mai mult medicament. Acum,
ia praful strâns aici cu un pahar cu apă și vedem noi când ajunge acasă. După două zile se întâlnesc pe stradă, iar doctorul, foarte curios, îl întreabă: ei, cum a fost? Doctore, ai fost fantastic, ce să mai, câtă precizie ai avut, ai greșit doar cu vreo 10 metri și am făcut pe hol. Un cuplu de oameni în vârstă se prezintă la vizita medicală anuală. După ce a terminat examinarea, medicul îl întreabă pe bătrân: sunteți într-o formă foarte bună, aveți cumva întrebări în legătură cu sănătatea dumneavoastră? Da, domnule doctor, ceva mă neliniștește. Când fac dragoste cu soția mea prima dată, îmi este cald și transpir. Când fac dragoste a doua oară, îmi este frig și tremur. Foarte interesant. O să caut în bibliografia mea. Până atunci, spuneți-i soției să intre ca să o examinez și pe dânsa. Bătrâna intră în cabinet, iar bătrânul ia loc în sala de așteptare. Doctorul o examinează, apoi îi spune femeii: totul este perfect, ca și la soțul dumneavoastră. Totuși, el m-a întrebat de ce îi este cald când faceți dragoste prima dată și îi este frig când o faceți a doua oară. Bătrâna se gândește puțin și zice: este foarte simplu, pentru că prima dată este în luna iunie, iar a doua oară este în decembrie. Un tip se duce la doctor: domnule doctor, în fiecare noapte visez că împing un tren de la București până la Ploiești și înapoi. Dimineața mă trezesc extenuat. Ce îmi recomandați? Doctorul se gândește puțin și răspunde: domnule, te duci acasă și înainte de a te culca îți imaginezi că vei împinge trenul numai până la Ploiești. De la Ploiești la București apar eu în visul tău și îl împing. Pacientul plecă mulțumit. Apare următorul pacient: domnule doctor, în fiecare noapte visez că fac sex cu 10 femei. Dimineața mă trezesc extenuat. Doctorul cade pe gânduri. Domnule, te duci acasă și înainte de a te culca, îți imaginezi că faci sex doar cu 5 femei. Cu celelalte 5 voi face sex eu când o să-ți apară în vis. Eu ți le-aș lua pe toate 10 de pe cap, dar mai am de împins un tren de la Ploiești la București. Trei participanți la un congres internațional de chirurgie plastică își povesteau succesele. Americanul zise: noi am avut un tip care a căzut de pe Empire State Building și l-am refăcut bucată cu bucată. Rusul zise: noi am avut un cosmonaut care a ars în capsula spațială și am înlocuit toată pielea, iar acum e ca nou. Românul zise și el: noi am avut o tipă care a fost aruncată din mașină și s-a înfipt într-o bornă kilometrică. Așa și ce e cu asta? Întrebară ceilalți doi chirurgi. Păi ne-a trebuit o lună doar ca să-i scoatem zâmbetul de pe buze. Un tip intră în cabinetul unui medic și spune: domnule doctor, sunt disperat. În fiecare seară când mă bag în pat, am impresia că este cineva sub pat. Când mă uit sub pat, am impresia că este cineva pe pat. Și tot așa, cred că o să nebunesc. Domnule, vom rezolva asta fără nicio problemă în 3 ani de ședințe. Vino de 3 ori pe săptămână. Dar cât costă o ședință la dumneavoastră, domnule doctor? Numai $100. Tipul pleacă dezamăgit. Peste câteva luni, doctorul îl întâlnește din întâmplare pe respectivul, plimbându-se liniștit pe stradă. De ce nu ai venit la mine, omule, ca să începem tratamentul? $100 ședința, domnule doctor. Am rezolvat-o cu doar $20. Un tâmplar m-a ajutat să scap de obsesie. Cum așa? Un tâmplar? Da, domnule doctor, a venit și a tăiat picioarele patului. Nu știu, doctore, ce am. Mă doare ficatul, spatele, mă doare inima. Îi face doctorul toate analizele și apoi îi spune: domnule, îmi pare rău să te anunț, dar ai cancer și în 3 luni ai să mori. Pleacă tipul foarte supărat și se întâlnește cu un prieten la metrou. Îi spune de vizita la doctor că este bolnav de sida
și că va muri în 3 luni. Prietenul pleacă repede, uitând să dea mâna cu el. În stația de autobuz se întâlnește cu altul și îi spune aceeași poveste. Îi ajunge doctorului la urechi povestea, îl cheamă la el și îi zice: Bine, domnule, ce vorbe sunt astea? Ți-am spus clar că vei muri de cancer în 3 luni și dumneata împrăști la toată lumea că vei muri de sida? Lasă-mă, doctore, în pace, că și așa sunt destul de supărat. Ce vrei, după ce mor, să se culce toți cu nevastă mea? Doctorul, după ce consultă un pacient, îi spune: Domnule, îmi pare rău, dar sunteți foarte grav bolnav. Chiar încep să-mi fac probleme, domnule doctor. Ce am? Aveți un testicul de lemn și unul de fier. Domnule doctor, nu se poate așa ceva. Eu nu am fost niciodată bolnav, operat sau internat. Domnule, se vede clar pe radiografie. Sunt medic, ce naiba. Domnule doctor, dar eu am și copii și chiar sunt sănătoși. Ce spui, domnule? Ai copii? Da, domnule doctor, Pinocchio a terminat liceul și The Terminator este în clasa 7-a. O tipă vine în cabinetul unui doctor și îi spune acestuia: Domnule doctor, știți, am o problemă. Nu mi-ajunge numai bărbatul meu. Se poate, doamnă, sunteți tânără. Este normal, se mai întâmplă. Mai luați-vă un amant. Păi știți, domnule doctor, mi-am luat. Și tot nu vă ajunge? Păi, să vedeți, nu. Se poate, sunteți tânără, este normal, se mai întâmplă, mai luați-vă unul. Păi știți, mi-am mai luat. Și tot nu vă ajunge? Păi, să vedeți, nu. Se poate, sunteți tânără, e normal, se mai întâmplă, mai luați-vă unul. Păi mi-am mai luat. Și cum, doamnă? Cu un bărbat și 3 amanți și tot nu va ajunge? Păi, să vedeți, nu. Mai luați-vă un amant. Mi-am mai luat și tot nu va ajunge? Păi, nu. Atunci e foarte grav, doamnă. Domnule doctor, vă rog eu frumos, dați-mi o adeverință că sunt bolnavă, că bărbatul meu zice că sunt curvă. La un congres internațional de medicină, doctorul american spune: La noi, în America, medicina e așa de avansată că scoatem un rinic de la unul, îl transplantăm la altul și după 6 săptămâni, deja omul nostru își caută de lucru. Doctorul german zise și el: Asta e nimica toată. La noi, în Germania, scoatem un plămân de la unul, îl transplantăm la altul și după 4 săptămâni, deja își caută de lucru. Doctorul rus zise și el: Nici asta nu e mare scofală. La noi, în Rusia, scoatem o jumătate de inimă de la unul, o transplantăm la altul și după 2 săptămâni, amândoi își caută de lucru. Se ridică și doctorul român și spune: N-avem ce comparație să facem cu voi. Toți sunteți foarte înapoiați. La noi, în România, am luat câțiva oameni fără creier și fără inimă și i-am pus în fruntea țării. Iar acum, cu toții ne căutăm de lucru. Un student se duce la cantină și singurul loc liber este lângă un profesor. Neavând ce face, se așează acolo. Profesorul spune: Porcul nu este prieten porumbelului. Studentul răspunde: Bine, atunci eu am zburat. Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebări, dar acesta răspunde la toate. În cele din urmă, profesorul îl întreabă: Vezi pe drum un sac de minte și unul de bani. Pe care îl iei? Pe cel cu bani. Da, eu l-aș lua pe cel cu minte. Pe idee, domnule profesor, fiecare cu ce n-are. Un polițist se întâlnește cu un profesor de logică și, după o scurtă conversație despre vreme, polițistul îl întreabă pe profesor: Domnule profesor, ce este logica?
După ce îl examinează din priviri, profesorul îi spune: cel mai bine ar fi să-ți dau un exemplu. Ai acvariu acasă? Am. Dacă ai acvariu, înseamnă că îți plac peștii. Logic, nu? Logic. Dacă îți plac peștii, înseamnă că îți place natura. Logic, nu? Logic. Dacă îți place natura, înseamnă că îți place frumosul. Logic, nu? Logic. Dacă îți place frumosul, înseamnă că îți plac și femeile. Așa este? Da, așa este. Acum ai înțeles ce este logica? Da. A doua zi, la muncă, polițistul întreabă un coleg: tu știi, bă, ce e logica? Nu. Ce este? Ai acvariu acasă? Nu. Atunci ești homosexual. La morga unui spital dintr-un oraș european se prezintă doi canibali. Dați-ne și nouă pe unul mort, că de când am plecat din țara noastră n-am mai pus în gură carne de om. Domnule, sări indignat administratorul de la morgă, dar ce crezi, că aici e magazin cu produse din carne? Aici e morgă. Eu uiam pe decedați pe listă. Vin aparținătorii sau rudele și le predau corpurile să le îngroape creștinește. Da, ține, domnule, măcar o mână sau un picior, ceva. Domnule, eu uiam pe răposați cu certificat de deces. Vin rudele să-i ridice. Cum să justific eu că are ăla o mână lipsă sau un picior, când răposatul a murit de gripă? Și dacă nu vine, domnule, nimeni să ia, ce faceți cu ei? Îi ardem la crematoriu cu proces verbal. Atunci, aveți milă de noi. Dați-ne și nouă niște cenușă. Dar cu cenușa ce faceți, mă? Mai frecăm și noi câte un nes dimineața. Un țigan sărac se duce într-o zi la pescuit. Merge țiganul ce merge și se așează într-un loc să dea la pește. Prinde țiganul un pește cam la jumătate de palmă, se uită la el și îl aruncă înapoi. Trec niște pescari pe lângă el și văd că tot prinde. Se apropie de țigan și dau și ei la pescuit lângă el, dar degeaba, că nu prind nimic. Țiganul prindea pește după pește, unul mai mare ca celălalt, dar îi arunca în apă. Se uitară pescarii mirați la el și îl întrebară: bă, țigane, de ce arunci, mă, peștii ăștia mai mari? Țiganul se uită la ei și le răspunse: nu cap în tigaie, mâncățăși!